No, salut! Haideți să vă prezint, după părerea mea, o schemă de 96-97%, ca să nu zic 100%, o schemă câștigătoare. Bun. Pentru 3 plus. Să o luăm așa, din data de 7. De ce vă arăt din data de 7? Pentru că se găsesc foarte greu astfel de meciuri. Bine, noi le-am jucat. Acum hai să vă arăt pe ce se bazează schema respectivă. O să începem cu primul meci. La Copper, da, cu tabor. Vedeți și voi, 5-1. Deci, verificăm un pic meciul. Fiți atenți aici. Intrați pe site-ul acesta, McCollick. Veniți aici, la Digger, Digger aici. Și bun. Cum trebuie, cum vă găsiți voi meciurile la 3+, 4+? Bine, normal, schema e pentru 4+, dar ca să fiți mai siguri, jucați la 3+. Ne uităm aici, de exemplu, după cum puteți observa, 2,5 alt, us și usât, da? Și vedeți aici că aveți codul acesta, 07202. Vedeți, da? Deci, aici așa, nu vă uitați la 4+, la 5+, ok? Vă uitați la 3+. Și vedeți, aveți 0702. Bun. Pe voi vă pe noi ne interesează ultimele două numere. Adică 0, 2. Și acum ne uităm la cei de acasă sau cei din deplasare să avem la fel. Să corespundă numerele respective. 0 și 2. Și ne uităm să vedem unde avem 0 și 2. Ia să vedem. Ia uitați-vă. Deci avem 0 și 2 pentru cei din deplasare la peste 1,5 goluri. Asta nu înseamnă că cei din deplasare poate să adică să marcheze două goluri. Bun. Și acum, după ce v-am explicat schema asta, ca să aveți șanse mult mai mari de reușită, păi ar trebui să vă uitați la gazde sau la oaspeți la 3+. Deci, să aveți codul respectiv. Acum și la 2, la peste 1,5, dacă vă arată, gen aveți codul la ultimele două numere la fel, e ok. Hai să luăm următorul meci, să vedeți. Deci luăm Zamalek. Ia să ne uităm la Zamalek. Să vedem la peste 2,5. Deci avem ultimele două numere, 9 și 7. Ne uităm aici, unde avem 9 și 7? Uitați-l. 9 și 7 îl avem la gazde peste 2,5. Vedeți? 9 și 7. Deci ăsta a fost mult mai bun. Acum, prima repriză s-a anulat un gol, a fost 1-0, 2-0, penalti ratat, gol, vedeți, deja din minutul 83 a ieșit. Ia mă, voi vă uitați să vedeți, bă, ce cotă ai la 2+, băi, 1-40, 1-38. Dacă vrei să-ți faci o cotă de 2, îți alegi. Și aia să vă arăt din data de 14, să vedeți, ia uitați-vă aici, din Portugalia, Portominense. Așa, și ne uităm, cât a fost 0-3. Penalti ratat, minutul 42, minutul 45, 1-0, 62 și 8-6. Și ne uităm la peste 2,5. Deci ultimele două le avem 99 și ne uităm să vedem unde avem 99. Ia uitați-vă, la gaz de 3 goluri. Avem ultimele două, 99. Perfect, s-a încadrat. Super. Și să mergem iară la următorul. Ia uitați-vă tot din Portugalia, din data de 14. Deci avem 37 și unde avem 37? Ia să ne uităm. Ia uitați-vă. 37. Avem la cei din deplasare peste 1,5. Nu ne interesează. Adică nu trebuie să... El i-a arătat aici oaspeții să marcheze două goluri. Dar nu ne interesează. Ia uitați-vă. Minutul 33. Gol anulat. Deci, de când s-o băga varul ăsta, e teroare. 1-0 la pauză. 1-pauză, 2 finalul a ieșit. Vedeți? Minutul 87 s-a marcat. Acum la asta din Portugalia... Vedeți și voi, deci cât a fost cota, 2,25 la 3+. Acum îl punea el ăsta și el alalt, 1,42, 1,44, avea o cotă de 2. Deci ne-am înțeles, adică sper că ați înțeles. Eu, ca să fie mai ușor pentru voi, puteți să veniți pe site-ul acesta, panesine.com, pentru că nu stai ca și aici, nu știu, mi se pare mult mai ok. Vii fain frumos pe site-ul acesta și te uiți și le iei. Aici te uiți așa, uitai 2,5. Și vezi, ultimele două, 5-5. Aici ai 5-5, nu ai 5-5. Hai să mergem mai jos.
Ne uităm, uită, 84 la 2,5, vezi 84, să vezi să, nu greșești, aici sunt cotele și aici sunt codurile. Deci ai 84 și te uiți aici, vedeți, EV, adică cei de acasă, cei de deplasare, uite 84, ne uităm, nu avem 84, am ale luat așa fiecare. Și acum să vă mai arăt încă ceva, de exemplu, ce v-am oferit un match. Stați să mă uit să văd, ca să vă să vedeți, deci vă mai explic așa încă o schemă, stați să văd că e un meci din Anglia, unde vi l-am dat eu GG și 3+. Deci și schema asta e foarte bună. Stați așa un pic. Stați așa un pic. Două secunde. Stați așa. Să mă uit aici așa, că vi l-am oferit. Bun. Deci avem din data de din 12. Ia uitați-vă. Vedeți 3 la 1. Ia să ne uităm un pic. Acum, bun, fiți atenți aici, cum vi l-am oferit ăsta și GG și 3+. Priviți aici așa. Vedeți aici, la VAR, IOC. VAR înseamnă gol, gol, IOC să nu marcheze. Vedeți că aveți 1-1-4-4-4. Ia uitați-vă. Și ia uitați-vă un pic aici, la ambele să marcheze, 1-44 a fost cota. Deci, unule a fost de 3 ori, 4-le de 3, de 4, de 5 ori. Când vedeți așa, deci la cod să fie două numere la fel. De exemplu, să fie 2-2 cu 3-3, 4-4 cu, nu știu, cu 0-0. Sau mă rog, când vedeți așa, ați înțeles? Și dacă la cotă e la fel ca și la cod aici, că aici dacă la gol-gol îmi erai, să zic, 1-4-5, păi nu mai îl puneam. Înțelegeți? Nu-l mai jucam. Așa cum a fost 1-4-4, perfect, sunt cadrată. Deci, sper că ați înțeles. Deci să fie aici la fel. Ia uitați-vă aici, vedeți 1-1-4-4-0. No, aici îmi trebuia să fie iară un 4 la sfârșit, sau măcar un 1, nu neapărat 4. Nu trebuie să fie unul lângă altul. Și atunci așa aici ar fi trebuit să am 1-44 la aia de acasă. Perfect, s-o încadra cu aia. Uite cum am aici, 1-1-4-4-1. No, vedeți, aici dacă aveam în loc de 9 un 4, putea însemna un X. Deci sper că ați înțeles, nu e greu. Trebuie doar să fii atent la ele. Vă uitați la fiecare, le verificați. Vedeți, uite, nu e ok 4, suntem cu 74. De exemplu, dacă era în loc de 7, ăsta iar un 4 sau 0, mă rog. Și atunci și la cotă să vă fie la fel. Multă baftă, sper că ați înțeles.